Deci voluntarii se vor prezenta, indicând despre sine una, două calități. Ceea ce îi place să facă cel mai mult și, desigur, ce visează să devină peste 10 ani. Avem doritori care vor să vină în față să se caracterizeze și să ne indice visele sau aspirațiile de viitor alese poftim, te rog. Cu drag. Cu drag am venit. Mă numesc Doamna Alesia. Sunt. Una, două, sfârșit. Sunt echitabilă și descurcăreață. Îmi place să desenez și să învăț. Vreau, peste 10 ani, vreau să fiu designer vestimentar. Designer vestimentar. Aplauze pentru Victoria și viitor, doritor, ai invitat, ascultăm. Așa. Foarte atenți. Facem cunoștință cu curiozități din activitatea de cunoștință. Dacă mă prezint, mă numesc Susana Angelina. Sunt o elevă săpuincioasă și deșteaptă. Peste 10 ani voi fi frizer. Îmi place să desenez și să... Și să mă inspir. Și să fiu inspirată, da? Mulțumim, Angelina, poftez pentru o meserie foarte practică. Încercăm să o ascultăm de Valeria, poftim. Cu drag mă prezint. Mă numesc Varzan Valeria. Îmi place să colorez și peste 10 ani vreau să fiu actriță. Și două, una, două, să știu despre tine, pentru că ți-a scăpat, ce spune? Sunt echitabilă și servincioasă. Mulțumesc, Valeria! Hai să ascultăm și câțiva băieței, Alexei, poftim. Să vedem ce visuri au ei, băieți. Dragi mă prezint. Mă numesc Blândă Alexei. Îmi place să conduc mașina tăticului și să desenez. În viitor vreau să fiu un pompier. Așa, mulțumesc! Alexei, ai un vis nobil, Gabriel. Cu drag mă prezint. Mă numesc Dragă Gabriel. Îmi place să colorez și să pictez. Peste 10 ani vreau să devin un fotbalist. Așa, mulțumesc! Aplauze frumoase pentru aspirațiile fiecăruia dintre voi. E bucurător să aud că fiecare dintre voi